De temperatură astăzi în România au fost 22,4 grade Celsius, ceea ce face ca ziua de astăzi să fie cea mai caldă zi de ianuarie din istoria măsurătorilor. Elena Matescu, director ANM, în legătură directă cu noi. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru intervenția la Decisiv. Bun găsit! Doamna Matescu, cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor înregistrată astăzi, 22,4 este maxima, e corect? Într-adevăr, la turnul Măgurele, astăzi am înregistrat 22,4 grade Celsius, devenind astfel recordul absolut al lunii ianuarie față de 7 ianuarie 2001, când la Oravița am înregistrat 22,2 grade Celsius. De altfel, la foarte multe stații meteorologice, cu siguranță, mai ales în partea de sud, sud-est, est a țării, ziua de astăzi se va consemna ca și un record al celei mai călduroase zile de 18 ianuarie de când se fac măsurători, pentru că valorile mai mari de 20 de grade înregistrate în aceste zone, mai ales în sudul extrem, depășesc recordurile anterioare. Și mâine o zi caldă, chiar dacă nu vom mai atinge posibil 22 de grade, cu siguranță valori de 19-20 de grade vor reprezenta recorduri ale unei zile de 19 ianuarie. Și în această dimineață trebuie să menționăm, sunt confirmate deja valori la 116 stații meteorologice, am înregistrat cele mai ridicate temperaturi minime pentru o zi de 18 ianuarie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Doamna Matescu, în această parte de țară mai există vreo șansă să vedem iarna în acest sezon, zăpadă? Cel puțin până la finele lunii ianuarie, așa cum arată informațiile la acest moment, când vorbim de o săptămână, iată, 16-23 ianuarie, mai caldă decât în mod obișnuit, cu valori de temperaturi în medie cu 15 grade față de normalul termic al acestei perioade și chiar și semnalul pentru săptămâna 23-30 ianuarie cu o tendință de valori de temperaturi ușor peste medie, e adevărat, cu abateri mai mici de până la 2,5 grade Celsius, există o probabilitate destul de redusă ca în zonele joase de relief, mai ales în zonele de câmpie, să avem un strat consistent de zăpadă. Cu siguranță însă vom monitoriza situația și vom actualiza aceste informații în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.